Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Să vedem de data aceasta ce vă rezervă cărțile, ce mai gândește persoana voastră despre voi, despre această relație dintre voi doi și așa mai departe, ce vă rezervă viitorul. Ce vă rezervă cărțile, mai ales în această perioadă de sărbători, dragii mei. Iată că prima carte în etalare este Regina de Bâte. Această carte vorbește despre pasiuni extraordinare în viața voastră, pasiuni care revin, se pare, din partea unei persoane. Este foarte posibil ca o persoană pe care ai iubit-o foarte mult să revină în viața ta și această persoană va veni de această dată cu decizii noi, cu dorința de a se schimba pentru tine, cu dorința de a fi cu tine în alt mod decât a fost înainte. Această persoană își dorește să aducă în această relație multă stabilitate de această dată și aici nu mă refer neapărat la stabilitatea pe care o aduc banii, ci în primul rând stabilitate emoțională, pentru că este clar că în relația pe care am mai avut-o cu dumneavoastră nu prea ați avut așa ceva și ochii săi au fost foarte lunecoși, ca să spun așa, în sensul că a privit mai mult pe lături. Și în cele din urmă plecase din viața ta, plecase după o anumită altă persoană, crezând că acea persoană îi va aduce fericirea, dar iată că s-a înșelat amarnic și acum se întoarce dorind să obțină din partea ta o altă șansă. Este mult mai matură de această dată când se întoarce această persoană. Văd că îți mărturisește iubirea pe care ți-o poartă, faptul că nu a reușit să te uite, faptul că întotdeauna și-a dorit alături de tine ceva de valoare, să trăiți împreună acest ceva valoros și mai ales a crezut întotdeauna în tine și știe că alături de tine va găsi întotdeauna pacea, armonia și fericirea cu adevărat. Să vedem mai departe. Wow, cât de frumos, dragii mei! Iată, avem roata norocului. Este clar că vine lumina și în viața ta, vin zile fericite, zile norocoase pentru tine, dragul meu sau draga mea. Este cazul să fiți și voi bucuroși, este cazul să întoarceți fila vieții voastre și să începeți un nou capitol. După cum văd, dumneavoastră ați iubit foarte mult această persoană și îi veți da o altă șansă pentru că vă doriți foarte mult în viața voastră, întotdeauna v-ați dorit-o. Știți că sunteți suflete pereche și vă atrageți foarte mult. Vă completați foarte bine, de asemenea văd nu numai faptul că vă asemănați foarte mult, dar vă și completați de minune, după cum am spus. Sunt multe lucruri pe care alegeți să le faceți împreună și pe care le faceți de minune. Colaborați foarte bine împreună, vă înțelegeți de minune. Lucruri care contează foarte mult într-o relație. Iată că prietenia pe care o stabiliți între voi doi este la un alt nivel în relația voastră. Văd aici că evenimente foarte pozitive se apropie de viața voastră în această perioadă. Poate că veți primi vizita unor prieteni dragi sau a unor rude în această perioadă și veți fi foarte fericiți să faceți sărbătorile împreună. Următoarea carte, dragii mei, iată, este acest 8 de cupe.
o carte în care cupele sunt pline, dragii mei, și aceste cupe arată faptul că dumneavoastră sunteți pregătiți să plecați spre această nouă aventură a vieții voastre. Ar părea așa în această carte că plecați dintr-o anumită situație. Este posibil și acest lucru, dar nu văd așa cărțile, celelalte cărți nu arată acest lucru. Dimpotrivă, arată că vrei să te întorci la această persoană, că vrei să realizezi de data aceasta ceva frumos alături de aceasta și că vrei, nu numai că vrei să-i dai o a doua șansă sau o a treia sau o a patra șansă acestei persoane, dar având în vedere cele pe care ți le-a expus aceasta de curând, ești foarte convins sau convinsă că această persoană s-a schimbat și mai mult, că se va schimba și de acum înainte și că o va face de dragul acestei relații pe care, frumoase pe care o aveți voi doi, unul alături de celălalt. Să vedem mai departe și o carte din partea, o carte lămuritoare, de fapt. Iată că avem aici împăratul, dragii mei, alături de regina de bâte. Este clar că vă luați viața foarte în serios începând din acest moment. Sunteți factor de decizie în viața voastră. Știți că deciziile pe care le luați acum sunt foarte importante și sunt hotărătoare pentru viitorul vostru apropiat. Și iată că nu faceți altceva decât să luați aceste decizii în cunoștință de cauză, analizând foarte bine și avantajele și dezavantajele situației în care vă găsiți. Și considerați că lucrurile sunt mai bine când ai alături o persoană la care ții foarte mult. Și asta vrei să faci tu pe viitor. Vrei să rămâi lângă această persoană care s-a întors la tine și care nu numai că ți-a cerut sprijinul în această relație, dar se pare că și tu ești foarte sau erai foarte hotărât sau hotărâtă să vii spre această persoană. Văd că deții controlul asupra vieții tale, asupra evenimentelor din viața ta, îți place că deții acest control, îți place că poți controla orice eveniment din viața ta și asta nu înseamnă că toate lucrurile sunt foarte bune și foarte pozitive, dar oricum văd că până și sarcinile care îți revin din acest control, le realizezi cu bucurie pentru că știi că acestea îți oferă cea mai de preț calitate și anume aceea de a fi împărat sau împărăteasă peste viața sa, peste viața ta. Și este ceea ce poate fi mai important. Următoarea carte, iată, este puterea alături de această roată a norocului. Este clar că de data aceasta ai și puterea, iată, și energia de a face schimbările pe care le doreai de mult să le faci în viața ta. Văd că veți lua decizii și importante în legătură cu un pas următor pe care ar trebui să-l faceți în această relație. Este posibil ca să vă mutați împreună de acum înainte, să fiți mult mai aproape unul de celălalt, oricum vă cunoașteți foarte bine, dar vreți pur și simplu să stați la oaltă pentru a amplifica valoarea acestei relații pe care o aveți acum. Văd de asemenea că sunt multe evenimente, multe lucruri pe care ați dori să le faceți în viața voastră, pe lângă relație. Poate aceste lucruri au legătură cu jobul vostru sau cu cariera voastră, cu afacerea voastră, dacă aveți o afacere. Și văd că puterea voastră, energia voastră de a aduce lucrurile la împlinire va crește în perioada imediat următoare și este posibil să crească și datorită împlinirii pe care o găsiți alături de persoana voastră.
Și următoarea carte, iată, este acest șase de bâte alături de optul de cupe. După cum spuneam, dumneavoastră veniți în această relație alături de această persoană și vă doriți să călătoriți spre zone mult mai luminoase ale vieții voastre, vă doriți să vedeți lucruri mult mai pozitive în partenerul vostru sau în partenera voastră. Vă doriți să vă fie vouă mai bine, în primul rând, în relație, în acest parteneriat. Și chiar așa va fi, vă veți muta spre un loc mult mai bun pentru voi. Veți face eforturi, este clar, pentru a vă merge mai bine în relație și persoana voastră va face aceste eforturi, să știți. Și chiar așa va fi, lucrurile vor merge mult mai bine decât ultima dată când ați fost împreună. Să vedem mai departe și o carte din oracol. Iată că această carte a vrut să iasă, este oferă relației tale o șansă, lucrează la parteneriatul tău. Iată că acesta este mesajul care vine către tine, dragul meu sau draga mea. Se pare că până și cărțile, până și astrele doresc ca tu să oferi o șansă acestei persoane care s-a întors în viața ta, pentru că iată, roata norocului se întoarce în favoarea ta și totul va fi mai bine ca oricând pentru voi amândoi. Așadar, acordă încă o șansă acestei relații, dragul meu sau draga mea, și totul va fi bine pentru viața ta. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!